sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Sete de iubire, semnat de Yukio Mishima. Romanul a apărut în anul 1950, iar l-am găsit tradus la editura Humanitas. Etsuko, o femeie a cărui soț a murit, decide să se mute la țară împreună cu familia defunctului. Aici întreține o relație pur fizică cu socrul său, Yakichi, timp în care îl cunoaște pe Saburo, grădinarul familiei, pentru care ajunge să facă o obsesie. Acțiunea se desfășoară pe parcursul unei singure luni, arătând modul în care femeia este primită de către familie, modul în care fructifică relația sa cu Yakichi și felul în care sentimentele pentru Saburo încep să se schimbe. În ceea ce privește protagonista, personalitatea acesteia este dezvăluită puțin câte puțin, astfel încât impresia pe care am avut-o la începutul romanului s-a schimbat drastic către final. Etsuko este o femeie interesantă pentru că modul în care gândește și modul în care acționează diferă foarte mult. Femeia știe să obțină ce vrea, însă există o fărâmă de nebunie în sufletul ei care se extinde și ajunge să-i afecteze viața. Relațiile lui Etsuko cu bărbații din viața sa sunt diferite, fiecare relație fiind dominată de un sentiment anume. Gelozie în ceea ce privește soțul său, obsesie în ceea ce îl privește pe Saburo și indiferența în ceea ce îl privește pe Yakichi. Nici personajele masculine nu sunt terne, deși perspectiva lor este arătată mai puțin. Despre soțul lui Etsuko, cititorul nu află foarte multe lucruri, pentru că acestea au loc din perspectiva lui Etsuko, astfel încât nu îți poți da seama dacă personajul este într-adevăr așa cum îl înfățișează femeia. Yakichi este un bătrân avar care ține neapărat să aibă alături pe ceilalți doi fii rămași în viață și familiile acestora și nu are nimic de obiectat în ceea ce privește relația sa cu Nora. Consideră că este un lucru total normal și nu-i pasă despre ce zic oamenii din jur. Dacă relația lui Etsuko cu bătrânul este mai mult prețul pentru confort și permisiunea de a sta în casa acestuia, pentru Yakichi, Etsuko reprezintă scăparea de bătrânețe. Astfel, între cei doi se leagă o relație bazată pe dezgust din partea Norei și obsesie și adorație din partea lui Yakichi. Totuși, pe parcursul romanului se observă crearea unei dependențe mutuale între cele două personaje. Saburo, a cărui perspectivă este aproape inexistentă la început, începe să se descopere spre final, arătând astfel că bărbatul este un personaj destul de misterios. Pentru Etsuko, orice detaliu din viața lui Saburo este important, deoarece bărbatul nu vorbește cu noua sa stăpână, este foarte rezervat și se comportă foarte ciudat în anumite situații. Felul în care evoluează relația dintre cele două personaje este interesant de urmărit pentru că obsesia pe care o are Etsuko se schimbă pe parcurs, trecând prin mai multe etape. Sete de iubire este un roman care te surprinde datorită faptului că este imprevizibil. Dacă la început pare a fi o poveste liniștită, o poveste de dragoste și o dramă de familie, pe parcurs lucrurile încep să se schimbe datorită faptului că într-o familie liniștită, unde totul este pus la locul său, apare Etsuko, o femeie care întrece orice limite în anumite situații. Felul în care obsesia lui Etsuko se schimbă pe parcursul romanului și tot ce o înconjoară devine brusc irelevant, aduce în fața cititorului un portret psihologic foarte bine realizat. Dacă sunteți fan Yukio Mishima și subiectul unei relații bolnăvicioase este ceva ce căutați într-un roman, vă recomand cu drag această carte. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă, pa, pa!